ale tehnologiei, nimic altceva. Voi împărtăși ecranul meu într-o secundă. Pentru sesiunea de astăzi am pregătit tot un proiect Scratch, asta ca să vedeți ce alte minunății putem face cu Scratch. Da? Și astăzi, practic, povestim despre procesul meu de creație al materialelor video din cadrul cursului. L-am urmat nu doar în cadrul acestui curs, chiar dinainte, funcționează pentru mine, dar sigur vă recomand cu mare drag să îl adaptați, să-l ajustați nevoilor dumneavoastră și veți vedea pe parcurs la ce mă refer mai exact. Să-i dăm drumul. Ca niciodată, pentru că nu-mi place de obicei pisica, astăzi am folosit-o ca și personaj, da? Avem 6 pași pe care vom parcurge unul câte unul. În primul și în primul rând, veți vedea cel mai important lucru pentru mine atunci când încep să lucrez la un proiect este tema lui. Da? Îmi iau chiar un pix și o hârtie și încep să gândesc pe ce mă focusez, ce blocuri vreau să prezint. Vreau blocuri de iterație, vreau să prezint niște operatori, vreau să le fac să înțeleagă ce-i cu bucla infinit. Mi iau notițe și le pun pe hârtie. Asta e prima parte și a doua parte este interdisciplinaritatea. Pentru mine e foarte important de fiecare dată și poate ați observat să surprind teme diferite. Adică să nu fie o problemă seacă de genul, ok, am să și opresc un pic ca să nu mergem prea repede, de genul, ok, cum numărați, nu știu, câte numere pare introducem și câte numere impare găsiți în următorul șir, de exemplu. Nu vreau să le condamn sub nicio formă, dar cred că pentru copii, dacă aducem o componentă interdisciplinară, putem să-i atragem mult mai mult, pe de-o parte, și pe de altă parte putem să-i facem să înțeleagă cum pot să-și folosească aceste abilități de programare în cadrul sau cu ajutorul programării, mai exact. Acum nu mă ajută deloc faptul că voi începe de la zero, dar sper că ați înțeles ideea și faptul că în primul și în primul rând începeți cu conceptul, da? O luați de la zero puțin, fără să vă deschideți neapărat calculatorul dacă nu este necesar. Gândiți-vă pe ce vreți să vă ajustați. Sigur, știu că nu este deloc ușor partea asta de temă, da, și ce efectiv jocuri puteți crea sau ce animații, așa că să știți că nici pentru mine nu este neapărat mai ușor acest proces. Mă inspir de multe ori din ceea ce împărtășește comunitatea Scratch, da, pe pagina Scratch aveți partea de explorează. Acolo întotdeauna veți găsi cel puțin o idee care să vă fie un punct de pornire, așa că vă recomand cu drag. Să începeți de acolo. Dacă nu, dacă vă este mai ușor cu temele mele, uitați-vă la videourile noastre. În al doilea rând, întotdeauna continui cu construirea proiectului, da? Încep de la A la Z și îmi pun toate blocurile care vreau să fie, da? Adică tot de la ce evenimente am, cum funcționează și cum se leagă. Neapărat adaug descrierea, probabil știți deja că v-am bătut destul de mult la cap cu partea asta și mulțumesc că ați fost deschiși la feedback. Nu uit niciodată să împărtășesc, da? Să partajez proiectul. Și în ultimul rând, nu mă blochez când fac greșeli, pentru că pentru mine sunt cel mai bun profesor. Îmi dau seama că dacă eu am greșit, cu siguranță elevii au șansa să greșească, așa că mă gândesc că va fi foarte util. Bun, în al treilea rând, îmi scriu de a fi rapper, da? Un desfășurător pentru video. Asta înseamnă tot ce vreau să vorbesc. Fac asta digital, da? Adică întotdeauna îmi scriu de la început până la sfârșit despre ce vreau să vorbesc și pe parcurs adaug și capturi de ecran. Asta înseamnă că dacă vreau să construiesc de la zero proiectul, atunci vreau să știu care e ordinea logică, da? Sigur, există și varianta în care pur și simplu luați proiectul gata și treceți prin el și explicați de ce ați făcut, cum ați făcut.
La pasul 4 trec prin desfășurător. Îl citesc cu voce tare pentru că de multe ori asta mă asigură și e ca un feedback pe care mi-l dau singură. Îmi dau seama dacă este destul de explicit, de coerent, dacă mă repet în anumite părți, da? Asta e partea asta de editez, editez, editez în continuu, îl ajustez astfel încât să mă asigur că înșiruirea este logică și că nu pierd timpul cu anumite detalii. Sigur, nu în ultimul rând reiterez cei doi pași, da? Cel în care scriu desfășurătorul și cel în care îl citesc cu voce tare. Până când sunt mulțumită și e la calitatea la care vreau să fie. Pasul următor și poate cel mai dificil este înregistrarea, da? Întotdeauna să știți că nu este ușor deloc, nu-mi iese din prima, cred că un singur video din 20 mi-a ieșit din prima, poate să-mi iasă e posibil să-mi ia între două încercări și chiar 7-8. Să nu vă panicați, este normal, de multe ori greșesc chiar la început, așa că nu îmi termin, cum să zic, iau cumva, dacă videoul fie de 10 minute, nu ia de 7 ori câte 10 minute, da? Așa, și ce mă mai ajută la pasul 5 este să îmi setez eu o limită de timp. De exemplu, mă gândesc că pentru următorul desfășurător ar trebui să-mi ia aproximativ 10 minute. Bun. Asta mă ajută să mă calibrez, pentru că de multe ori pe parcursul videourilor, singur, e foarte ușor să divaghez, să adaug detalii care poate nu sunt necesare și să ajung cu videoul la chiar 15-18 minute și oricât de mult mi-aș dori să fie un video de calitate, îmi dau seama că o componentă a acestuia este și timpul, pentru că cei care vor urmări videoul meu au anumite limitări, da? Nu vreau să-i țin, nu vreau să-i țin și nu vreau să le pierd răbdarea. Și atunci mă ajută foarte mult să-mi pun o limită de timp. Și ceea ce vă recomand cu mare drag, cu cât este timpul mai scurt, asta așa să țineți minte, dacă vă gândiți că vreți să faceți un video de 5 minute, cu atât va trebui de fapt să vă pregătiți mai bine înainte atât desfășurătorul, cât și pașii pe care îi faceți ca să nu aveți timpi morți. Bun, și de îndată ce sunt bucuroasă și fericită, mulțumită cu calitatea videoului pe care l-am înregistrat, da? Întotdeauna practic îmi înregistrez ecranul. Urmează ultimul pas, care este practic efectiv încărcarea video pe YouTube sau pe orice altă platformă pe care o veți folosi. Partea asta nu e foarte dificilă, e mai degrabă ține mai degrabă de banda de internet pe care o aveți acasă, da, în funcție și sigur, în funcție și de mărimea videoului, va dura mai mult sau mai puțin, dar în principiu nu este nimic dificil aici. Și cam asta este de la mine, cam acesta este procesul pe care l-am folosit și rafinat în ultimii 2 ani. Cred că dacă mă întrebați, cel mai mult timp îl pierd, de fapt, chiar la primul pas. La primul pas în care efectiv îmi găsesc ideile, aleg tema și efectiv am un proiect care funcționează de a fi rapăr, are sens, face ceea ce îmi doresc eu să facă. Totul după curge, practic, dacă primii 2 pași sunt bifați cu succes. Cred că asta e de la mine, Ana. Dacă sunt întrebări, sunt aici.